gândi asupra organizării, dorinței de a, de a se organiza un referendum pentru redefinirea familiei în Constituție. Decizia de astăzi a Curții de Justiție a Uniunii Europene clarifică ce înseamnă soț în contextul liberei circulații în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că de astăzi înainte, autoritățile române au obligația de a adopta legislație care să găsească formula corectă de recunoaștere a totalității drepturilor familiilor de același sex atunci când vin, când trec granița în România. Curtea nu obligă statul român să legifereze în favoarea căsătoriilor de același sex. În același timp, logica juridică, bunul simț, ne arată că nu ai cum să asiguri drepturi altfel decât prin, fie prin legalizarea parteneriatului, fie prin legalizarea căsătoriei. Deci o să avem o situație în care, dată fiind apartenența noastră la Uniunea Europeană și decizia de astăzi, suntem obligați să recunoaștem soții de același sex în momentul în care ajung în România și anumite grupuri politice doresc să meargă mai departe cu o inițiativă de modificare a Constituției și de adoptarea unei definiții restrictive pentru familie, inițiativa care este ilegală, care este imorală, care este extrem de scumpă și care în acest moment cumva contravine bunului simț și logicii juridice. Pentru că putem ca stat să avem o definiție restrictivă în Constituție, dar în același timp suntem obligați ca stat să garantăm drepturi cuplurilor de același sex prin legislație. Nu e logic juridic, în România totul e posibil. Care sunt variantele CCR-ului din punctul dumneavoastră de vedere? Curtea Constituțională fie poate să se pronunțe exclusiv pe neconstituționalitatea articolului din Codul Civil care interzice recunoașterea căsătoriilor și a parteneriatelor, sau poate să-și exercite mandatul până la capăt și pe lângă de constatarea neconstituționalității acestui articol din Codul Civil să interpreteze în mod corect și să expliciteze faptul că de acum încolo termenul de soț în contextul liberei circulații trebuie interpretat așa cum a explicat astăzi Curtea de Justiție, adică incluzând și soții de același sex. În cazul în care răspunsul CCR-ului nu va fi favorabil, dacă... E ok. În istoria juridică există deja un caz care a fost decis și de Curtea de la Luxemburg și de Curtea de la Strasburg, dar pe noi nu ne împiedică nimic să fim al doilea caz care, după ce câștigă la Luxemburg împotriva statului român, merge și la CEDO și câștigă la Strasburg împotriva statului român. Noi oricum nu o să ne oprim pentru că societățile noastre nu se opresc și pentru că trecând peste caracterul abstract al ideii de liberă circulație, ce înseamnă familie, ce înseamnă soț, beneficiarii pe care acceptă iară și oamenii despre care noi vorbim sunt oameni reali cu povești reale, cu familii reale, familii pe care astăzi Curtea de Justiție a Uniunii Europene le-a definit ca familii normale. Deci propuneți ce veți face? Ne vom continua activitatea de litigare strategică în instanță și vom începe, sau mai degrabă vom continua dialogul cu Comisia Europeană, pentru că în momentul în care statul român refuză aplicarea dreptului comunitar, practic se situează în afara tratatelor și Comisia, ca gardian al tratatelor și a dreptului comunitar, are obligația de a monitoriza, dar și de a începe procedurile de sancționare a României. Ce riscă România? Infringement, amendă. Ok. Mulțumesc frumos!